Ne apucăm să mai culegem câteva mure și piersici astăzi. Suntem în a doua decadă a lunii iulie și ne apucăm de cules piersicile Filip. Unele sunt puțin viermănoase, dar este normal. Nu reluăm chiar pe toate, luăm doar ce e copt. Piersicile plate sunt cele mai gustoase. Din păcate, copacii sunt bun lovicioși și trebuie să aveți destul de mare grijă dacă doriți bio. Acest soi Filip are pulpa albă și e foarte, foarte dulce. Am terminat de cules, a mai rămas cam o caserolă din aceasta în pom. Și una am dat-o unei vecini aici. Cam asta e toată producția. Dar suntem mulțumiți. Ținând cont că sunt bio. Și au un gust extraordinar. La anul probabil că vor fi mai multe. Avem 2 pomi, va produce și celălalt. Suntem mulțumiți. Am mai adunat și niște mere care au picat. Sunt viermănoase, dar sunt gustoase și e păcat să le aruncăm. Avem aici și murele. Sunt foarte, foarte dulci. Am văzut pe YouTube la diverse persoane unele mai mari, dar ziceau că nu sunt așa de dulci. Așa că vom continua să le mulțim pe astea, că știm cum sunt și suntem mulțumiți. Rămâne mâna pătată, ceea ce este bine, înseamnă că sunt antioxidanții în fructe și beneficiem de toată calitatea și viața care există în aceste fructe. Sunt bio, ceea ce este cel mai important, chiar dacă cantitățile sunt mici, acum în primii ani, după 5 ani, dacă aveți câțiva pomi și câteva tufe, cu siguranță o să vă fie de ajuns. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine și mult succes în toate lucrurile pe care vi le propuneți să le faceți.